Ce se întâmplă în Europa? Există o problemă cu migranții? Unde a greșit Europa? Este islamul la fel de pacifist ca și creștinismul? Iată câteva întrebări care se regăsesc pe buzele celor ce privesc la manifestațiile pro-palestiniene din ultima perioadă. În minutele următoare se vor încerca posibile răspunsuri pentru a clarifica dacă există speranță de schimbare. La Viena, Londra, Paris, Berlin, Bruxelles și zeci de alte orașe europene au fost organizate demonstrații în sprijinul Palestinei, chiar înainte ca israelienii să răspundă la atacul jihadist comis de Hamas cu sprijinul Iranului pe 7 octombrie, lăsând în urmă peste 1400 de victime israeliene, torturate, violate, ucise și mutilate, bebeluși decapitați sau arși de vii. La aceste atrocități se adaugă și 240 de persoane răpite, copii, bătrâni și femei. Armata israeliană a publicat recent fragmente din interogatoriul teroriștilor Hamas care au participat la masacru. Cităm: scopul intrării pe teritoriul israelian a fost să răpim civili. Ei, Hamas, doreau cât mai mulți ostatici, a dezvăluit unul dintre teroriști. El a adăugat: ei, Hamas, ne-au promis că oricine aduce o persoană răpită va primi un apartament și 10.000 de dolari. Cu toate acestea, fiecare dintre demonstrațiile din Europa au fost scena unor sloganuri pline de ură împotriva Israelului și a evreilor. Martorii oculari au observat că atmosfera de violență și poftă de sânge era peste tot. La Bruxelles, un grup de tineri arabi strigau "Moarte evreilor și moarte Israelului". Se pune întrebarea dacă aceste afirmații sunt doar exagerări sau conțin ceva mult mai serios și totodată ceva extrem de periculos. De-a lungul timpului, multe voci au atras atenția Europei că face o greșeală gravă, crezând cu naivitate că mulțimile de migranți vor renunța la valorile lor și vor adopta valorile și normele europene. Politicienii europeni, care sunt în mare parte agnostici, adică nu sunt interesați de religie, au comis grava greșeală să creadă că și migranții sunt la fel de dezinteresați ca și ei. Europa seculară a crezut că prin bunăstare poate cumpăra loialitatea cuiva. Conform filozofiei umaniste, omul are nevoie de religie doar dacă este flămând și dezbrăcat, dar dacă nevoile imediate sunt împlinite, atunci omul uită de religie și de Dumnezeu. Aceasta este una dintre greșelile decidenților europeni. Adevărul este că omul este profund religios, iar musulmanii iau în serios învățăturile Coranului. O altă greșeală a fost să se considere islamul la fel de pacifist ca și creștinismul. Chiar dacă în numele creștinismului s-au comis multe atrocități de-a lungul timpului, totuși creștinismul în esența lui este pacifist. De exemplu, câte persoane au ucis Iisus Hristos, câte au fost mutilate sau batjocorite de el. Știm despre vindecări, învieri din morți și deci în esență creștinismul înseamnă să întorci obrazul celălalt. Islamul este diferit. Mohamed a ucis oameni, a condus armate de oameni care au cucerit teritorii. Multe însemne musulmane conțin cel puțin o sabie. Această diferență a fost importată de Europa, care în anumite zone s-a islamizat. Iubirea în islam este considerată o slăbiciune. Allah are milă, nu dragoste. În majoritatea țărilor vest-europene, sprijinul pentru terorism, incitarea la ură și violență împotriva non-musulmanilor au trecut de la a fi infracțiuni la a fi sprijin pentru diversitate și multiculturalism. 99% dintre cei care comit astfel de infracțiuni nu sunt niciodată urmăriți penal, dar rămite condamnați. A spune "moarte evreilor" și "gazează evreii" a devenit din nou acceptabil în Occident. Europa trebuie să înțeleagă ce greșeli a făcut. Europa a intenționat, fără îndoială, să facă bine, dar a fost copleșită din punct de vedere demografic cu oameni despre care europenii și-au imaginat că fug de tiranie, dar care de fapt aduceau tirania cu ei. Ce este de făcut? Trebuie aplicată legea. Violența de orice tip nu trebuie tolerată. Mulți par să nu-și dorească să se integreze în cultura europeană. Parcă doresc ca europenii să se integreze în a lor. Dar cultura lor este o cultură a violenței. Acum politicienii noștri trebuie să se trezească și să întindă o mână de ajutor doar celor care au nevoie de ajutor, iar cei care nu vor să se integreze culturii creștine europene să se întoarcă în locurile în care cultura violenței este o virtute. Prosperitatea se realizează prin pace de lungă durată, nu prin distrugere și războaie. Poate că nu e prea târziu ca politicienii europeni să se reîntoarcă la creștinism, pentru că valorile creștine sunt singurele care pot aduce pacea reală.